mă bucură că primii noștri invitați sunt membrii familiei Mateș, o familie care face vloguri de la mic la mare și are sute de mii de fani în online. Eu îi cunosc de la Eva, pentru că și ea îi urmărește, așa că vreau să vedem câteva imagini cu ei, iar apoi cei din familia Mateș, cu mic, cu mare, sunt aici în platou, imediat. Gata! Da, tati, suntem gata. Continuăm aventura noastră cu autorul Lota. Te iubesc, autorul Lota. Iubești autorul Lota? Ce scump e. Scarlet, traversăm râul. Cum? Uite pe aici. Poți, tata, te ții bine? Da! Mamă, cât de rece e! Mamă, ce curge de tare! Ce-ți rup, mă, că nu-ți rupe? Nu-ți rupe nimeni capul. Haide. Aole, unde ne-am băgat, frate? Fără echipament. Întotdeauna am avut curiozitatea asta cum e să fii gunoier. Așa că am sunat la firma de salubritate, am fost chemat la protecția muncii și iată-mă aici să văd cum e să strângi 11 tone de gunoi într-o singură zi. Ok, suntem gata să începem? Hai să vedem cum e să fii gunoier. Uite, am ajuns la garaj, sunt aici în locul în care băieții se pregătesc. Să-mi pun șapca așa sau așa? Sau așa. Bună ziua, băieții! Astăzi o să fiu coleg cu voi. Păi, și care e concluzia până acum? Clar, nu e ușor. Și pute rău. Și acum trecem pe la mine pe-n față, băieți. Mut autocarul! Mut autocarul! Mut autocarul! Și prin video ăsta vreau să vă fac și pe voi să aveți mai mult respect față de gunoieri. E o meserie grea, familie, și foarte indispensabil. Astăzi o să sărbătorim ziua bunicii și o să-i facem o mega, mega surpriză. Ea nu știe absolut nimic ce punem noi la cale. Trebuie să vedeți ce reacție o să aibă când o să-și vadă strănepoții, nepoții, copii, mare parte din familia ei. Dar bunica nu are nici cea mai mică idee, nici cea mai mică idee ce se întâmplă. Credeți că mă va recunoaște când o voi urmări pe stradă și o voi filma? Sper că nu vede bunica mașina. Vai, vai, că dacă vede... Aoleu. Uite, a trecut. Te-ai gândit tu că mai ne mâncăm toți împreună? Ne-am gândit ce să-ți luăm de ziua ta și ne-am casă ai, aspirator ai, mătură ai, ai tot ce trebuie, știi? Așa, așa. Eu nu m-am gândit la cadouri, că știu că am de toate. Da, să bunica că-ți luăm noi față de masă. Ce frumos! Bunica, asta este o fotocarte cu poze, cu toată familia ta, cu nepoții, cu strănepoții. Bunica, trebuie să ne spui secretul. Care este secretul longevității tale? Mâncarea la timp, odihnea la timp, fără stres, încrederea în Dumnezeu deplină și atunci toate merg.
Am revenit în direct, oameni buni, și iată că părinții Paul și Sara și copiii Melissa, Scarlett și Amza sunt cu toții aici, adică familia Mateș. E prea tare muzica pentru el. Salut, 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 salut. Vă rog frumos să luați un loc pe canapea. Familia Mateș a venit astăzi la emisiune. Nu e în formulă completă, putea să vină și bunica. Chiar ne-am gândit. Păi și bunica? Păi n-ați invitat-o voi. Nu, vine, dar putea să o luați voi. Mamaie, te salutăm dacă te uiți la noi. Se uită? Nu se uită la televizor, bunica. Deci de asta e atât de longevivă că nu se uită la televizor. Și pur și simplu trăiește departe de lumea asta nebună, corect? Da. E adevărat, da. Și faceți gașcă? Bine. Sunteți bine toți? Da. Bă, dar nu ne-a început toată nebunia asta cu familia Mateș pe YouTube? Vă mai aduceți aminte primul vlog, prima chestie pusă pe YouTube? Eu da, este preferatul meu chiar. Deci primul, nu? Da. Cum a fost? Păi, la început nu eram, adică nu mă gândeam că vom ajunge așa departe. Tu ai fost cea care a avut ideea? Nu. Dar cine? Tata, doar a zis, haide să ne filmăm, pur și simplu. Uh-huh. Și noi, de distract, ne-am filmat, dar nu ne-am gândit niciodată. Deci, ba tu... chiar n-am avut curaj să-l punem pe YouTube. Deci stai un pic, să înțeleagă lumea, tu ești compozitor, da. Nu? Sau faci... Făcea mai multe, făceai, nu mai fac. Asta, și asta muzică de toate, nu? Acum, da. Și tu și da. Soția ta ați dansat pentru Ina? N-am dansat, sau ați nu, cântat? Am fost... Sau cum? E o legătură undeva. Da, am cântat. Am cântat, am fost în band cu... Mă ocupam de turneu, asta era așa? Ceea ce făceam. Am făcut ani de zile treaba asta. Și de ce tot erați... ce însemna turneu, filmări, tot felul de... Dar ai scris și muzică pentru mai mulți artiști, nu? N-am scris, nu. Nu. Cumnatul meu, fratele Sarei. Fratele lumea așa ne confundă, de... pentru că suntem foarte apropiați și... Am înțeles. Da. Să atunci, da. Important e ca fine, să... Hai să zic cu să le știm exact așa. Deci fratele tău a compus da. Pentru alți artiști, da? Exact. Da. Perfect. Exact. Zim. Cu vlogul. Deci am făcut un vlog și n-am avut curaj să-l punem pe YouTube. Nu știu, dar nu ne-am asumat ideea, din prima. Haideți să ne filmăm așa? Adică cum ți-a venit ideea? Nu știam de conceptul de vlog, dar parcă nu aveam curaj să-mi asum, mm-hmm. știi? Făceam deja un proiect pentru copii, Planeta Veselă, în care erau implicați copiii, dar eu eram în spate. Da. Deja de la Ina îmi plăcea să fiu în spate și să nu mă văd. Aveam satisfacție, nu... Așa? Și am pus o poză pe Instagram și a zis cine vrea să vadă vlogul nostru pe care l-am filmat la aniversarea noastră de 15 ani de prietenie. De prietenie? Așa, da. Da. Anul ăsta 15 da. Ani de căsătorie. Deci atunci 15 ani de prietenie. Da, așa, acum am mai trecut câțiva. 15 ani de căsătorie. Așa. Mamă, și le-am zis să pun o inimioară în comentarii ca să le trimitem link-ul. N-am vrut să-l facem public. Eu da. Trebuie să recunosc că nu văzusem în viața mea un vlog. Nu știam ce înseamnă. Și pentru mine mi se părea super tare să avem amintirile, că știam că nu ar fi editat mai multe filmulețe să le comprime. Da. Și așa, făcând pentru... Vlogul ăsta vă și rămânea vouă. Da, 100%. Și l-au văzut și oamenii primit care au primit atât de multe inimioare că m-am apucat să le trimit Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, că m-am săturat și l-am pus live. Și, și atunci ți-ai dat seama că e o treabă bună. Da, da. Da. Dar nu ne-am da. Asumat din prima. În primele luni am postat așa o dată pe lună. Nu. Da, acum nu postați aproape zilnic, nu? Nu. De două ori de două pe săptămână. Săptămână. De două ori pe săptămână, dar vă filmați zilnic și non-stop vă filmați. Nu. Nu, așa nu. Pare. Nu, chiar nu. Pare, nu. Dar vrem să păstrăm așa un echilibru în viața fără cameră și viața cu cameră. Da. În deci fața camerei, da. Bun. Tot Melissa, le spune, da. Deci prima dată când a fost vlogul ăsta, ți-a plăcut, da. Nu? Da, colegii plăcut. La școală ți-au zis, prietenii, mamă, v-am nu. Văzut pe YouTube. Nu, atunci nu știa și nici nu vreau să zic, mi era așa puțin rușine. Nu, ele nu sunt genul să spună. Întotdeauna, adică, stai mă, ne filmăm acasă, e prea mult, nu? Adică de asta ți era rușine sau de ce? Nu, nu știu, nu eram obișnuită cu camera și așa. Acum mi se pare ceva acum normal, n-ai mai putea da. Trăi fără camera asta. Ei, nu, chiar. De ce? Că te obișnuiești și la urma urmei ați și reușit să găsiți așa o nișă, să se uite foarte mulți oameni la voi. Eu vă știu, pe, vă aud pe toți, vă aud vocile așa în casă, pentru că și la mine Eva își caută așa familia Mate și eu, merge da. Cu telefonul după ea și vă aud mereu acolo da. În casă, da. Vă duceți la mall, ba, nu știu ce faceți, tot știu da. Așa da. Ne opresc oamenii pe stradă și ne spun vă aud vocile în continuu, da. Știu ce faceți, copiii mei, da. Sunteți cu noi aici, vreau... Un părinte mi-a zis că m-am săturat de vocea ta. Hey, și ăsta poate să fie da. Un compliment, nu? Da, e un compliment. Paul, corect. Da. Foarte frumos. Da, nu e de copii, trebuie să specificăm că este de familie. Familia, de să fie clar. Da, Paul, spune-mi numai. Un lucru care n-a intrat pe YouTube și care s-a întâmplat în filmările voastre de-a lungul timpului.
Când... Nu știu. Ceva ce, sau nu știu. A ajuns totul pe YouTube? Ceva care nu s-a întâmplat nu, să fie așa cum vă doreați voi? Nu, orice pe YouTube. Nu, da. Sunt multe chestii pe care le facem, sunt super tari. Și pe mamă, ce bun era asta de filmat. Da. Da. Mai degrabă se întâmplă lucruri în realitate care n-ajung pe YouTube. Da. 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 Locuri unde ați vizitat, da, care ar fi așa cele mai spectaculoase? România. Da. Peste tot. România, da. Uh-huh. Eu am văzut multe țări la viața mea, dar România este... superbă și dacă vrei să îi dai o șansă să o explorezi, la orice buget poți să ai o vacanță superbă. Trebuie doar să vrei. Și să cunoști locurile așa. Să Amza, ce faci? Că... Amza, câți ani ai? Trei ani. Mulți înainte. Este foarte cu minte acum, foarte liniștit, dar el nu e. Deci de obicei el e cel deci care vă și strică la filmări, vă face toată nebunia. Da, cam așa. Cam te scoate din sărite, frate, tu corect? Da. Mie îmi face ziua mai bună, mereu. Dar fii atent, Scarlett, vreau să te întreb. Melissa te ascultă sau cu ea mereu ai conflicte? Nu chiar mă ascultă mereu. Că, așa... Că Scarlett, ea e sora mai mare. N-am ce să fac. Deci ai sora mai mare și da, are mereu dreptate, n-avem ce să facem, nu? Da. Dar te enervează chestia asta, este? Da. Vrei să ai și tu dreptate, este? Da. Ascult și eu. Mm-hmm. Nu, perfect, dar fii atent, vreau să-mi spui doar tu, dar să nu ne audă ceilalți. Pe tine cine te enervează cel mai tare? Cine? Amza? Pe el mai scoate din vlog? Nu. Nu. A zis mami, repede, nu, rămânem toți, suntem familie. Rămânem toți în vlog, da? Suntem familie. Dar de ce te enervează Amza? Că e, mereu se bagă el acolo în seamă, nu? Nu, că uneori mă trage de păr și mă doare. Amza, deci tu faci asta, păi, de ce o tragi de păr? Îți place părul ei? Păi, eu... E emoționat, emoționat, lasă. Eu îmi place să fac... Cu pușca... Îți place de, da, să faci de câteva peliană. Zile să se bâlbie puțin. Dar suntem în... încercăm să nu băgăm în seamă treaba asta. Asta și că se bâlbuie puțin? Da, a început acum. Mm-hmm. Acum de câteva când zile. Am mai avut tot de un sezon. Emoție intensă. Da? Da. Da, cred. Păi, nu e normal, adică copiii își manifestă emoțiile în diverse feluri, nu? Da, și Scarlett a avut perioada asta la 2 ani. Eu am avut? Tu ai avut puțin de foarte tot. Foarte puțin. Perfect. Acum, fii atent, copii, vreau să vă întreb pe voi două. De fapt, pe Amza lăsăm deoparte, dar vreau să vă întreb pe voi și vreau să fiți sincere. Nu vreau să vă influențați așa de părinți, da? Și să nu sufle. Cum o alintă mami pe tati? Cum l-alintă mami pe tati? De dimineață îi face o cafea. Așa, deci îl alintă. Așa, deci așa îl răsfață. Și, dar cum îi zice prin casă? Cum îl strigă? Iubi. Iubi mereu? Iubi. Da. Sau Paul. Sau Paul. Paul când e treabă de muncă, da? Când e serioasă treaba, arest Iubi, e bine, perfect. Și Paul, cum o alintă pe mama ta? Tot Iubi. Bă, numai Iubi, da, nu? De pe vremea noastră, așa era cu Iubi. Acum e cu Hani, cu iubire, cu Baby. Da, haideți să rezumăm. În afară de ce faceți pe YouTube, mai sunt și alte lucruri cu care vă ocupați? Că toată lumea o să zică, bă, familia Mateș toată ziua filmează, e pe YouTube, sunt o familie de vloggeri, dar ei mai fac și altceva, nu? La început da, facem mai... școală, facem da, teme. Exact, dar acum cu online-ul ăsta ai dreptate, Scarlett, toată lumea e face greu. Școală. E greu, nu? Da. Acum momentan nu ne mai ocupăm cu nimic. Adică toată energia voastră și toate resursele și toate ideile se duc în povestea asta de vlogul de familie. Da. La început postam mai puțin pentru că și lucram, dar acum am început să postăm și mai des și să depunem mai mult interes pentru... Tu ești cel care le și editezi, nu? Tu le filmezi? Editez, da. Tu editezi, tu dai cu... Eu sunt Sergiu Niculescu. Exact, tu și actor și regizor de toate. Acum de toate. Avem o persoană, da. David, dar care fii sincer cu mine, ai momente în care vine soția ta la tine și spune...
Trebuie frumos să scoți cadrul ăsta că nu-mi place cum arăt. Foarte rar. Da, dar la început. Nu mă, știu lecția, știu cum trebuie să, știu cum să o mulțumesc. Știi cum să o mulțumesc, dar la început? Da. Măi, la început era mai pretențios așa, la vezi că mi se vede sau ăstea. Și pe aia mi-am dat seama că să fii vlog trebuie să fii, să faci vlog înseamnă să faci, să fii cum ești tu, știi? Să fii cât mai natural. Exact, cât mai natural. Și acum, chiar dacă acum suntem super aranjați, avem vloguri în care ne-am trezit dimineața, zic, aoleu, trebuia să mă spăl pe păr, acum lasă, hai să dăm treabă. Să filmăm, așa nu mai așa e viața, știi? Da, da, s-au mai filmat când dormeam. Ai avut și ideile astea, Paul? Da. Da, îmi place vlogul, e despre a avea idei și chestia și asta. Și încercăm să nu vedem ca pe job, adică da, exact. Nu este. Nu, filmăm, ne creăm amintiri. La urma urmei fiind activitatea voastră principală, este și sursa de monetizare, nu? Da, dar da. De venit. A venit pur și simplu și atunci automat trăind ne bucurăm că putem să trăim cu chestia asta și să fim cât de mult timp. Eu asta vreau să le spunem și celor de acasă care se uită la voi, faceți o treabă foarte faină acolo pe YouTube. Chestia asta vă și ajută să plătiți școala online, să plătiți întreținerea, curentul, gazele, adică veniturile din YouTube vă ajută să puteți să duceți mai departe visul ăsta al vostru și să faceți ceea ce vă place, dar să puteți să aveți grijă și de voi financiar și de să fim împreună, știi? Eu am vin dintr-un background unde eram foarte mult plecat de acasă și asta mi-a pus mintea la contribuție să fac ceva încât să fiu mai aproape de familie și ne unește vlogul și na. Aveți și momente când vă certați de la anumite vloguri, de la anumite teme, de la anumite subiecte? Nu, avem momente în care ne certăm ca toți oamenii și încercăm să ne maturizăm și să ne lăsăm modelați unul de altul și să ne înțelegem bine, să creștem. Nu suntem perfecții. Aveți așa deloc. Pentru anul ăsta 2021 o țintă anume, să zici, bă, nu știu, anul ăsta trebuie să facem, aveți jumătate de milion de subscriberi, trebuie să facem 1 milion de subscriberi, trebuie să facem mai multe vloguri, să călătorim mai mult. Nu. Îți spun, eu am zis că dacă reușesc să ies din lumea turneului și a plecatului de acasă și a nopților nedormite, reușesc să fiu în familie și pot să-mi plătesc facturile, sunt mulțumit. Nu mă uit la cifre decât rar. Da, e o cuantificare a muncii, știi? Toate cifrele sunt. Dar nu vreau să cad acolo, important să mă hrănesc. Important să fiți împreună, cum ziceai ceva mai devreme. Da. Și acum cu atât mai mult o vedem ca pe responsabilitate și nu vreau dar să o facem așa. Dar aveți oameni care vă și ceartă, de exemplu, că poate, nu știu, faceți ceva nu în vlog care ei nu sunt de acord sau înțeleg greșit? Mai puțin. Nu prea avem hate. Mai puțin. Da, nu neapărat hei, dar oameni care, și noi aici la emisiune, întotdeauna am mai primit o felul de mesaje, ne mai zice cineva, de ce ați făcut aia, de ce ați zis aia și de asta mă gândesc dacă și la voi vin genul ăsta de mesaje. Vin, dar foarte puține. Pentru că sunt foarte mulți cunoscători care stau și se uită pe YouTube și ei știu exact mai bine decât îmi place critica constructivă, chiar îmi place. Da, nu putem dar să zicem că e nu prea primim. Avem anumite, avem un traseu foarte cu anumite principii care poate nu sunt neapărat, de aia e un șoc pentru noi că ca și prins. Ca prins, pentru că noi nu suntem genul de content care ar fi un trending. Niciodată n-am fost în trending. Avem atât de multe vizualizări și niciodată nu am fost în trending. Deci nu e o chestie ce s-ar purta. Că dacă ne uităm ce e în trending, nu. Da, e interesant, așa o să arate și trending în America peste vreo 6 luni după ce a postat și Snoop piesa aia cu salam. Ai văzut? Am văzut, da. Nu? Cu sala? L-ai zis peste 6 luni trending în America. Da. Eu mă bucur mult că ați trecut pe la noi, să știți că sunteți foarte tari și le spunem oamenilor să vă urmărească, să vă dea subscribe, să vă caute pe YouTube. Familia Mateș, clar, cea mai cunoscută familie din online și cea mai nebună, nu? Cea mai. Nu prea-mi plac cuvintele astea cu cel mai, cea mai... De ce mă că sunteți foarte fain? Da, mulțumim de compliment, dar... Nu vreau să ne etichetăm. Scarlett, iată, dai te să ne învăți ceva. Câți ani ai? 9 ani. Trebuie să spun ce trebuie să faci la 10 ani. Te duci acasă la părinți și le spui că nu mai vrei să filmezi cu ei până nu-ți plătești salariul pe lună. Pentru că tu ești actriță în vlogurile lor și îți faci canalul tău singură de YouTube. Scarlett Mateș, ce zici? Vreau! Perfect! Au Instagram, avem Instagram cu toții. Deci, ai Instagram. Melissa, același lucru și tu, da? Da. Și gata, stai să vezi. Ești un pic așa, Paul, știi? Opa, mi se destramă! Nu, încă sunt sub tutela mea și mai sunt responsabil să mereu duc. Voi fi cu voi, promit. Avem și înregistrare filmată, deci... Scarlett, când îți faci canalul să vii să spui să te promovăm, da? Să intreci. Da.
Și atunci știi ce? Nici nu o să te mai trag Amza de păr. Ok. Superă? Da. Perfect. Să știți că sunteți foarte fain și serios. Mulțumim, să vă mai așteptăm de fiecare dată când veniți. Și când mai faceți lucruri faine, dați-ne și nouă înainte să le prezentăm oamenilor. Da. Mulțumim de invitație. Da. Sara, data viitoare să nu mai ai emoții. Te-am simțit un pic emoționată. Da, sunt un pic. No, e... Fai, ce a fost aici în spate. Atât am râs. Pentru noi este prima emisiune la care mergem. Da, mă, dar sunteți foarte fain. Adică, pe Sara am acasă. Adică dacă nici voi nu sunteți obișnuiți cu camerele de filmat, atunci ce să mai zicem? Dar nu e de cameră, am văzut un pic pe Sara. Am văzut un pic pe Sara, așa mai... Să păstreze ritmul, că suntem la televizor totuși, nu suntem pe YouTube, nu? Da. Perfect. Sunteți foarte faini, aveți grijă de voi și vă mai așteptăm la emisiune, da? Mulțumim. Da. Familia Mate și oameni buni, cum ziceam, căutați-i pe YouTube, căutați-i pe Instagram, fiecare are contul lui de Instagram și uitați-vă la ce nebunii fac oamenii ăștia, că sunt tare, tare faini pe online.